ai ochi blânzi și ai cuvântul limpede și respicat, strâns legat de jurământul fiilor lui Hipocrat. Ai griji multe permanente de durerea altcuiva și când nu-s medicamente, vindecă doar vorba ta. Și când nu-s medicamente, vindecă doar vorba ta. Astăzi vreau să uiți de toate, doctore, mă închin de sănătate, doctore. Sănătatea ta uitată, doctore, azi e ziua ta, măi tată, doctore. Astăzi vreau să uiți de toate, doctore. Veronica, bună dimineața! Suntem de la compania Surprize de Vis și cu ocazia zilei de naștere avem așa o frumoasă surpriză pentru dumneavoastră. Așa, un coș cu fructe, așa, și un coș, o șampanie. Dar vrem să vă întrebăm cum credeți, de la cine este surpriza? De la secție, de la colectivul meu care trăiesc 30 de ani aici. Mai avem așa un cadou? Și avem și o felicitare pentru dumneavoastră, dacă îmi permiteți de o citire. Da. Cu ocazia zilei de naștere venim cu cele mai frumoase gânduri și vă dorim sănătate, bucurii, împlinire și multe vise realizate. Steaua ta ocrotitoare să lumineze mereu asupra dumneavoastră și a celor dragi sufletului. Dragostea și grija ce o dăruiți în jur să fie răsplătită din plin, cu multă căldură și împlinire sufletească. Sunteți femeia și doamna care învinge cu siguranță orice. Mulțumim pentru răbdare și pentru că ne sunteți mereu alături. Să aveți parte doar de momente și clipe de neuitat. Să obțineți ceea ce vă doriți cu adevărat, căci doar aceasta este singura cale spre împlinire, realizare și fericire. La mulți ani, cu drag din partea colectivului secției de urologie. Mulțumesc! Nu m-am așteptat și vă doresc la fel. Și mi-am spus să fie la fiecare în familia voastră și personal vouă și la copii. Vă mulțumim din suflet! Prima dată vă venim să vă mulțumim.